Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum puteți determina cu aproximație lungimea unei ape curgătoare. Eu vă voi exemplifica pe brațul Borcea al Dunării. Mai întâi va trebui să identificăm apa curgătoare pe hartă. O putem face fie din stânga sus, din meniul Căutați unde putem scrie numele apei curgătoare, în cazul meu brațul Borcea, brațul Borcea al Dunării. Iată, pot face clic aici sau pot naviga pe hartă cu ajutorul mouse-ului. A voi merge în județul Călăraș, în apropierea municipiului Călăraș, în locul numit Gura Borcei, acolo unde Dunărea se desparte în Dunărea Nouă și brațul Borcea. Merg în partea superioară a ecranului, în meniul cu instrumente și aici fac clic pe adăugați o cală sau add path dacă aveți meniul în limba engleză. Odată activată această opțiune se deschide o nouă fereastră, o fereastră de tip pop. La nume voi pune brațul Borcea pentru că așa se va numi noul strat pe care îl voi adăuga eu pe hartă. Un strat tip linie. Pot adăuga aici o descriere, de exemplu să pun Brațul borcea al Dunării. Apoi, la stil culoare, culoarea cu care vreau să-mi apară acest nou strat pe hartă, voi pune acest albastru închis, și lățimea, eu voi pune lățimea de 3. La măsurători voi alege unitatea de măsură în care vreau să fac această măsurătoare și am mai multe variante, eu voi alege kilometri. Apoi încep și merg cu mouse cursorul acestuia deasupra hărții. Pentru a face zoom în apropiere sau zoom au depărtare, o pot face cu ajutorul scrollului mouse-ului. Iar pentru a mă deplasa pe hartă, o pot face din săgețile tastaturii. Și încep. Aleg primul punct aici la gura porcii cu ajutorul acestui pătrățel care mi-a apărut pe hartă, adaug următorul punct și deja am o linie. Observ că la lungime deja încep să se facă măsurătorile, am 0,53 km. Și merg mai departe. Merg mai departe folosind săgețile, dacă vreau să fiu foarte precis dau apropiere sau zoom in, dacă nu vreau să fiu foarte precis, pot da zoom out și pot să adaug mai rapid puncte, dar este posibil la un moment dat să prind și o bucată dintr-unul dintre malurile brațului Borcea. Da, voi merge foarte rapid pe lângă toate aceste localități, municipiul Călăraș, Comuna Modelu cu satul Tonea, Comuna Roseți, Comuna Dichiseni cu satul Coslogeni, Dichiseniul, Oltina, Unirea, pe lângă Jegălia, Găldău, foarte multe localități pe malul stâng al brațului Borcea. Între brațul Borcea și Dunăre se află Balta Ialomiței. Merg mai departe până la gura de vărsare a brațului Borcean în Dunăre, în apropiere de localitatea Giurgeni. Încă nu am ajuns acolo. Mă apropii. Iată de cealaltă parte, pe malul drept, se află Hârșova. Iar la aici, la Giurgeni, unde se află și podul Giurgeni-Vadu-Oi. Am ajuns la final cu ultimul punct și văd că am o lungime de aproximativ 107 km. Aceasta este lungimea aproximativă a brațului Borcea. Dacă vreau să închid această căsuță, apăs OK, iar brațul Borcea, iată, s-a salvat în locațiile mele, în partea de locații, în meniul din stânga al Google Earth Pro. Google Earth Pro, un program gratuit pe care îl puteți descărca pe computerul dumneavoastră. Ce pot face? Iată, dacă dau zoom out sau depărtare, pot vedea acest strat pe hartă. Dacă vreau ca la un moment dat acesta să nu mai fie afișat, pur și simplu îl deselectez, debifând această căsuță din partea stângă și iată a dispărut. El este practic un strat nou pe care îl salvează în biblioteca cu locațiile mele. Îl pot activa din nou, bifând această căsuță. Dacă vreau să îl șterg, să-l decupez, să-l copiez, să-l salvez am aici mai multe opțiuni, da? În partea stângă. Dacă vreau să șterg, ștergeți. Dacă vreau să văd profilul cotei, apăs afișați profilul cotei. Dragilor, vă invit și pe voi să adăugați un strat nou pentru o apă curgătoare din apropierea localității voastre sau care trece chiar prin localitatea voastră. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc toate cele bune și multă sănătate. La revedere!